Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. Riderul numărul 1 din CSI, Veaceslav Platon, a fost extradat ieri autorităților din Republica Moldova. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală printr-un comunicat de presă. Astăzi, judecătoria Buiucani urmează să se expună asupra demersului procurorilor privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Platon cu 30 de zile. Controversatul om de afaceri a fost arestat în țara vecină după ce autoritățile moldovenești l-au dat în căutare internațională. Trupele rusești dislocate ilegal în stânga Nistrului continuă exercițiile militare în regiunea transnistreană. Potrivit agenției Unian, de data aceasta la eveniment au participat aproximativ 50 de persoane care au simulat lupte în urma atacului unui grup paramilitar. Secretarul general adjunct al NATO, Alexander Verzhbov, și-a exprimat îngrijorarea față de practica Rusiei de a organiza exerciții militare neanunțate. Un nou accident cu implicarea unui microbus de linie s-a produs aseară în capitală. Autovehiculul de pe linia 116 a fost lovit de o mașină la intersecția străzilor Vasile Alexandrii și Alexandru cel Bun, din sectorul centru. Potrivit poliției, microbuzul circula regulamentar, iar vinovat ar fi șoferul automobilului, care nu a cedat trecerea. Nimeni nu a fost rănit în acest accident și, dacă va fi găsit vinovat, conducătorul auto riscă o amendă de 1000 de lei și 6 puncte penalizare. Condiții mai bune încă mine, dar nu pentru toți studenții. În timp ce unii tineri vor locui în blocuri complet renovate, alții suflecă mânecile și se apucă de reparații. Marele a fost dezamăgirea celor care au văzut un cămin studențesc pentru prima dată. Unii dintre ei au început să caute și alternative. Operațiune de salvare de amploare în Marea Mediterană. Aproape 6500 de imigranți au fost salvați în ultimele 24 de ore de către garda de coastă italiană în largul Libiei. Aceștia se aflau la bordul mai multor embarcațiuni improvizate. Printre cei salvați sunt și doi gemeni nou-născuți. Cel mai bătrân om din lume trăiește în Indonezia. Este vorba despre un bărbat în vârstă de tocmai 145 de ani. Acesta are și dovezi în cartea sa de identitate, a cărei autenticitate este garantată de autoritățile indoneziene, este indicată și data nașterii, 31 decembrie 1870. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.